Domnul ministru Petre Daia. Probabil de aceea și au venit atât de mulți. Mulți mi-au mulțumit pentru măsurile luate în domeniul agriculturii, mulți mi-au vorbit despre problemele pe care încă le mai au, deci nu putem să identificăm o adunare a fermierilor cu o adunare de partid. Adunarea de partid este una, o adunare de genul acesta este un alt lucru. Referitor miza pe care, despre care vorbeați și spuneați că este la secția specială în numirea procurorilor, la ce anume făceați referire? Astăzi o parte dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii au cerut inclusiv sesizarea Curții Constituționale. Pentru că interpretarea a fost așa cum și-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit de secția specială, pentru că, după cum știți, în spațiu public, eu nu am spus niciodată că magistrații sunt numiți politic. Chiar am subliniat faptul că magistrații nu trebuie să mai fie numiți politic și, dacă vă amintiți, chiar am propus pentru Ministerul Justiției o persoană din domeniul juridic fără să fie înregimentată politic. Am vrut să dau un semn, să dau un semnal că politicul nu are voie să se implice în domeniul juridic. Dar, după cum știți, președintele României a fost cel care a respins această nominare. Cine s-a promis la negocieri celor care s-au întors în partid astăzi, de exemplu? Nu le-am promis nimic, am avut discuții legate de România, legate de responsabilitatea pe care o au, discuții legate de obligația pe care o au față de cei care i-au votat, și anume aceea implementării programului de guvernare. Cei care i-au votat, mai ales din cadrul Partidului Social Democrat, și-au pus speranțe în ei. Speranța lor a fost să continue această guvernare, nu să voteze de o conducere falimentară și și mediocră. Bun, nu pot să mulțumesc pe toată lumea, dar Horia Nastra, după câte știu eu, s-a întors în Partidul Social Democrat, condus de către Viorica Dăncilă. Deci, ați reușit să întoarceți? Vom vedea mâine la mățiune. Claus Iohannis, acele răspunsuri care ar trebui să fi venit deja de la președinte după decizia... Nu aștept un răspuns de la domnul președinte Claus Iohannis. Eu mă aștept ca domnul președinte Claus Iohannis să fie un exemplu pentru toți românii și să pună în aplicare deciziile Curții Constituționale. Nu a fost respins. Să știți că pentru mine eu respect foarte mult presa și știu că presa are un rol foarte important în statul român. Dar să știți că atunci când se vine în un spațiu public cu informații false, acest lucru nu mai oferă un grad mare de încredere. Înainte de a apărea o informație, trebuie să existe certitudinea că acea informație este reală. Danica nu a fost. Cei din Parlamentul European din opoziție, am văzut că spun orice pentru a strica, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Sigrid Mureșan, am văzut ce spun ceilalți. Ei gândesc din punct Comisiei Europene anunțată, Danica, politic. Ați văzut dumneavoastră acest lucru? Trimiteți-mi și mie comunicatul. Dar spuneați că Laura Codruța și afectează imaginea României. Eu respect. Dumneavoastră ați trimis două propuneri. Respect deciziile Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru. Întrebăiul dintre ministrul Justiției Ana Birce al Lia Savonea, pe cine susține? Dar rămâi pe la Dăncilă, câteva declarații înaintea unei zile extrem de importante, ziua de